ProPlan oferă o gamă largă de hrane pentru pisici sterilizate, cu 6 beneficii specifice pentru susținerea zilnică a sănătății acestora. Purina ProPlan. Cum ne schimbă viața fațetele dentare? Suntem cu doctorul Traian Comănescu, stomatologul nostru. Schimbă într-un fel viața fațetele dentare? Poate să schimbe radical. Numai că toată lumea știe ce înseamnă fațete dentare. Facebook-ul, Instagram-ul sunt plin de poze, de timp, da, ok, ție-ți pozele mai bine pe Instagram, într-adevăr. Arată bine. Uneori mi se pare că arată exagerat. Adică, cred că preferință, să zic, personală, dar n-aș vrea să se vadă, mamă, și-a pus fațete, nu? Noi avem o paletă întreagă de culori. Putem să alegem orice culoare vrei. Bine, dacă mai rămân dinți, trebuie să ținem obligatoriu cont și de culoarea lor. Dar, principal, voi, pacienții, vă alegeți culoarea pe care vreți. Spre exemplu, sunt culori foarte artificiale care se văd de la distanță că sunt dinspuși. Cele foarte, foarte albe. Foarte albe. Și sunt cele care simulează efectiv o culoare naturală a dintelui. Uh-huh. Deci, eu am întâlnit foarte mulți pacienți care dezvoltaseră cu adevărat complexe în ceea ce ține de zâmbetul. Adică dezvoltau inclusiv ticuri, la modul că și-ascundeau zâmbetul o anumită parte. Înțelegi la ce mă refer? Asta înainte de fațete? Înainte sau? De fațete. Okay. Odată puse aceste fațete, își rezolvau problema asta. Problema complet e că dacă faci alegerea greșit și ți le pui foarte albe, tot va trebui să-ți ascunzi zâmbetul, pentru că îi orbești pe ceilalți sau că se umbli cu niște ochelari de soare. Există și niște contraindicații, să zicem, absolute, unde nu se poate, și contraindicații relative. Unde nu se poate ce? Unde nu se poate, unde nu putem să punem fațete și unde nu se recomandă, să zicem, să punem. Sunt situații în care, spre exemplu, dacă dintele are carii foarte voluminoase și dintele este foarte distrus din această cauză, atunci apelăm la coroane dentare, adică nu fațete. Ok. Ce faci dacă ești pe plajă, de exemplu, și ți s-a spart o fațetă? Ai o problemă. Acum ne scoatem cu masca. Nu mai zâmbești. Nu mai zâmbești. Cu sau masca, okay. Pleci la medic imediat. Ok. Bun. Nu poți să-l lipești tu singur. Asta vreau să întreb. N-ai vreun kit, nu, ceva, nu un lipici, nu, cu care să-l pui? Nu. Mai risc să-și înghiți. Super glue, am chestii lipite în clasă de super glue care nu s-au dezlipit niciodată. Super glue? Da. În gură. Ne spălăm pe dinți la fel când avem fațete? Da. Igiena este absolut la fel. De două ori pe zi, în aceleași modalitate ca și cum nu ai avea-o, nu implică cu absolut nimic. Ce faci dacă ai fațete, de exemplu, și faci carie după ce ți-ai pus acele fațete? În principiu, în momentul în care ai fațetă, carie nu mai poți să faci pe fața respectivă. Poți să o faci pe interior, deci adică să faci spre celugurii sau spre partea pe okay, față din spre. Se tratează fără să afecteze cu nimic. Se pun doar în față fațetele. Fațetele se lipesc doar pe fața din spre buze, adică ceea ce se vede, partea care se vede. Ok. Ele se curăță mult mai ușor decât smalt dintele natural, dar clar trebuie igienizat. În față, dacă punem fațeta în față, nu mai facem carie în față, nu? De ce nu punem și în spate ca să nu facem carie deloc? Păi atunci nu mai e fațetă, este coroana dentară. Aha. Coroana este cea care cuprinde dintele pe toate zonele. Deci dacă ai coroane, poți să nu te mai speli pe dinți? Nu, n-are nicio legătură. Dacă ai coroane, se presupune, dacă sunt niște coroane bine adaptate, se presupune că n-ar mai trebui să faci carii pe bonturile care susțin coroanele, dar inflamația gingivală poate să apară. Corect, asta e cel mai important, să știm că bacteriile alea care se pun se duc spre gingii. Se pot cantona și între coloane și parodontoză de care n-ai mai vorbit. Prima dată, da, gingivită, după care există, să zic, un certificat de garanție la acele fațete sau care e garanția? Cât durează ele? În principiu, o perioadă, ele trebuie schimbate periodic. Perioada asta medie e undeva la 10-12 ani. Dar ține foarte mult și de igiena pe care o ai și de fiecare organism are particularitățile lui. În principiu, în momentul în care se vede oarecare diferență între nivelul gingiei și nivelul fațetelor, pentru că dinții au o grad de mobilitate, atunci ar trebui schimbate. Ok. Zi-mi, te rog, ai avut cazuri în care ți s-a cerut o altă culoare decât cea obișnuită a dintelor? Nu știu, dinții albaștri, ca în Avatar, de exemplu? Albaștri n-am prea făcut la viața mea, dar da. Noi, în principiu, ideea este următoarea. În momentul înainte de a șlefui dintele, adică înainte de a începe acest proces agresiv pe care îi spun eu, asupra dintelui, noi facem un wax-up. Wax-up este, practic, o simulare a fațetelor făcută de un laborator, de un tehnician. Ca să vezi dacă îți place aspectul. Pe care discutăm cu pacientul. Și pacientul poate să-mi spună, vreau mai lungi, mai lat, adică poate să facă orice ce ține de formă, de volum, de aranjat. În momentul în care pacientul își dă acordul pe forma lor, discutăm despre culoare. Noi avem o paletă pe care o discutăm și pe care analizăm avantaje, dezavantaje, în funcție și de tenului și de, avem și un soft chiar care poate să ne dea anumite indicații, ne ajută foarte mult. Și în momentul în care am stabilit forma și culoarea, abia atunci șlefuim, luăm amprenta finală, laborator și vin fațetele finale. Super! Traian, mulțumim mult de tot! Cu drag!
ProPlan oferă o gamă largă de hrană pentru pisici sterilizate, cu 6 beneficii specifice pentru susținerea zilnică a sănătății acestora. Purina ProPlan.